ca și meu am și ca absolvent al facultății de istorie din Cluj, mi-am îndreptat atenția, la fel ca și alți colegi ai mei, asupra unor descoperi interesante de pe teritoriul orașului. Pentru că am studiat și m-am specializat în prima epocă a fierului și a doua epocă a fierului mai ales, am fost tentat să stau pe dealul cetate din Șimloc, care abundă în descoperirea de aceste perioade. Ceea ce este foarte interesant este că știam că voi găsi și Evmediu, ceea ce era destul de interesant. Nu știam însă la ce amploare va fi această descoperire și am prezentat de-a lungul timpului, invitat la ziurile Batului, anumite descoperiri pe care le-am făcut pe dealul cetatei din Șimlău, legate în primul rând de partea medievală a acestui deal. Anul trecut am făcut un expus prin, hai să spunem, cea de-a doua epocă a fierului referitor la dealul cetatei din Șimlău și voi face iarăși o trecere rapidă în revista acestei... Îți iau și microfonul. Voi trece în revistă foarte pe scurt anumite descoperiri la aceste perioade, pentru că cu siguranță nu toți care sunteți acum de față ați avut parte sau ați participat anul trecut la prezentare. Geografic vorbind, Șimleu se află în partea de nord-vest a României și dealul despre care vorbim este un deal cu o altitudine de 372 de metri. Este un deal ideal pentru construcția, ridicarea unei fortificații, indiferent de ce perioadă. Poziționarea sa la baza sudică a Măgului și Mneului este splendidă, având împrejmui și surse de apă, nu neapărat pe deal, bineînțeles, dar asigurând o supraveghere a culoarului Craznei, atât din punct de vedere militar, cât și economic. O vedere de sus a dealului cetății, care este poziționat în această, chiar pe vârful dealului, legat cu așa de legătură destul de îngustă, de 30 de metri lățime și lungă de 100 de metri. Era singura cale de acces, de fapt, spre platoul superior, care a fost fortificată în mai multe rânduri. O vedere panoramică de pe dealul cetății, care poate stinge lumina? Sau se vede bine? Și așa ca o chestie rezumativă, de-a lungul a 11 campanii arheologice, începute în 1992, a fost cercetat în jur de 1600 de metri pătrați din situl arheologic. Nu este cercetat integral, dar suficient încât să ne putem face o părere despre descoperirea arheologice de acolo. Finanțările au fost asigurate, cum vedeți, de către Muzeul de Istorie și Arte din Zalău, prin Consiliul Județean, de către Academia Română și Ministerul Culturii, dar, bineînțeles, nu uităm să omitem și sprijinul primăriei din Șimlău, care ne-a ajutat de-a lungul timpului cu anumite elemente privind conservarea situlului. Aici aveți o ridicare topo, un plan topo cu săcăturile de-a lungul timpului și pentru epoca dacică putem spune doar că au fost identificate trei faze de fortificare a dealului și anumite elemente descoperite, majoritatea sunt expuse la Muzeul din Zalău, dar o bună parte din ele sunt în depozit, așteptând probabil să fie expuse la viitorul muzeu, care sperăm să se construiască sau să se amenajeze în Șimleu. Printre elementele specifice sunt aceste opaițe, ceștile dacice, oale, ceramică celtică de import sau sticlă romană și ceramică de lux dacică lucrată la roata orazului alță cenușii. Ca elemente, hai să spunem, de armament și ustensile, ar fi unele vârfuri de săgeți sau chiar sorți de armură, vârfuri de teci de pumnal, vârfuri de suliță, anumite elemente, burghie, fibule,
fibule care sunt piesele de vestimentație, bineînțeles, cum le vedeți și aici, și podoabe de argint, care merg de la inele, cercei și chiar și fragmente de colane, topesuri, cum se numesc. A apărut și monede izolate, grecești, romane, celtice sau dacice, din argint și doar una singură din bronz. De asemenea, în urma săpăturilor au fost descoperite și două tezaure, unul dintre ele descoperit în 1997, constând din 54 de monede romane, în podeaua unui atelier metalurgic, și aici vedeți reversul monedelor și un alt, câteva piese, un atelier metalurgic în care se falsificau și monedele romane. Asta ca, da să spun, în doză de exotism, dar se falsificau printr-o manieră mai rară, întâlnită, prin metoda celei pierdute, nu prin batere, nu prin ștanțare. Deci monedele rezultate, falsurile cum ar veni, deși erau realizate din argint de bună calitate, nu puteau fi deosebite de originale decât datorită greutății care era cu jumătate de gram, mai ușoară. Ăsta este cel de-al doilea tezaur. Între ele sunt și falsuri identificate și elementele de fortificație la șei de legătură. Aici avem un șanț din ultima fază și din coace în fază în față avem un șanț mai mic, de mai mici dimensiuni din a doua fază. Și aici o propunere de reconstituire cu toate elementele de fortificație descoperite sau identificate de-a lungul cercetărilor noastre. Cu vederi aproximative propuneri privind epoca dacică. În ceea ce privește cetatea medievală, nu este prima ca vechime din arealul Șimleului, mai este o cetate medievală pe chiar la cota maximă a Mădurii, pe în punctul observator, dar începând cu secolul XI s-a preferat acest deal, dealul cetății, pentru că este mult mai accesibil pentru apărători și poate să supravegheze mult mai îndeaproape culoarul Craznei, care era atât o cale comercială, cât și o cale militară, cum am menționat. Cetatea medievală este, în primul rând, pe acest sector al dealului și este adaptată terenului, tipică pentru perioada orizontului 11-14, adică cocoțate pe deal, nu foarte mari, pentru că nici garizonele nu erau destul de mari ca și amploare, undeva un diametru de 35 de metri pe 25 de metri al platoului superior, închis de o incintă. La început, cetatea a fost din lemn, nu știm exact câte faze a fost din lemn, pentru că următoarele amenajări, cele din piatră, au nivelat și au distrus o parte bună din elementele anterioare. Ceea ce am putut documenta cel mai bine sunt fazele de piatră, care au și oferit informații arheologice mai consistente. În acest sector al fortificației medievale a fost cercetat în primul rând în campania din 92-93 și pe urmă în 2003, 2013 și 2014. La cercetare a participat și Mileanu Cioc-Jolt și colegul nostru de la Jibou, Daniel Culic. În ceea ce privește campaniile mai vechi, documentația foto, bineînțeles, este mai precară, pentru că colorul problema era mai greu de obținut. Aici vedeți, de fapt, un șanț care o secțiune care a traversat tot dealul, de la sud la nord. Ce vedeți în această imagine din stânga este este, de fapt, sectorul nordic și am vrut să aflăm cu această ocazie amploarea șantului de la baza incintei de piatră. Este un șant având de 3 metri și deschiderea gură de 5, 6, 7 metri uneori. Foarte greu de scaladat. Asta este pentru fazele din lemn. Iar pentru faza din piatră, șantul este ceva mai modest, pe același amplasament, dar ceva mai mic ca și adâncime și mai puțin larg. Compensând, bineînțeles, aceste deficiențe cu prezența zidului din piatră de această dată. În acest sector sudic este și cisterna cetății. Nu știm încă faza asta dacă este o cisternă sau este o fântână, pentru că la 2 metri adâncime deja era foarte periculos să continuăm săpătura, era riscant. Și așa că dacă cineva se va argumenta să sape această construcție, este o construcție
cu diametru de 3 metri jumătate, cu zid de piatră de jumătate de metru grosime, dar care nu știm cât de adânc merge și ce anume, ce informația arheologică poate oferi. Aici sunt imagini cu cisterna, vedeți aici zidul, cisternei la adâncimea de 2 metri, de unde el nu mai este distrus de căutători de comod, de care, din păcate, nu ducem lipsă sau n-a dus lipsă de alucetate. Și în sectorul sudic al șanțului pe care l-am trasat, aici se pot observa o cantitate mare de piatră care a fost aruncată în șanțul vechi din faza de lemn, la săparea cisternei. O bună parte din piatră care n-au folosit-o la ridicarea zidului din cinte, i-au aruncat-o în vechiul șanț din anterior, din faza de lemn, astfel încât și în sectorul acesta, când am săpat, era foarte periculos să continuăm săpătura, dar totuși am reușit să o finalizăm și să putem desena un profil corespunzător. Primele materiale descoperite speciale, nu mă refer la ceramică, pentru că ceramica este, nu este atât de spectaculoasă, sunt aceste bolțuri de arbaletă, vârful de săgeți de arbaletă, un piten, un inel cu cruce chiar, un vârf de teacă de spadă și, bineînțeles, materiale de construcții, cuie, chiar și o aplică din bronz. În anul 2003 am continuat săpătura pe platou de această dată și au fost de asemenea descoperite bolțuri de arbaletă, cuie, dar și doi pinte, o cheie, chiar și o potcovă și un fragment de țesală din fier. Ceea ce am putut să identificăm și de această dată, să ne confirmăm teoriile, este faptul că cetatea de piatră a avut două faze despărțite, deci pe același contur au fost ridicate zidurile, despărțite de o șapă de ciment, consistentă destul de groasă, de 10-15 cm. Prima fază a fost incendiată. În nivelul de incendiere descoperim foarte multe elemente, mai ales în anii următori. Ceea ce este iarăși interesant și ne-am putut face o imagine foarte clară este că în prima fază de piatră, acesta este nivelul de incendiere pe care îl vedeți aici, un nivel gros de arsură, plin de materiale arheologice, iar între ultimul nivel acesta mai închis la culoare și primul nivel este un strat de steril, de pietriș, de stâncă locală foarte mărunțită. Deci e clar că în interiorul primei cetăți din piatră încă exista un vârf, un mamelon, să-i spunem așa, din rocă nativă, care probabil ținea de fazele mai vechi din lemn, acele tipuri de fortificații la mod, foarte mici, dar foarte bine închegate și foarte bine realizate, greu de cucerit. Continuarea cercetărilor din 2013 și 2014 cu privire, mai ales cu privire la fortificația medievală, am mai spus-o și anul trecut, ne-a indus în eroare un plan realizat, nu se preciza când, e o captură obținută de pe internet, nu știam exact cine l-a realizat și acest plan ne inducea cum că ar fi o creație de undeva din secolul XIX. De fapt, este o realizare de acum, din anii 2000, a unei echipe de, nu știu dacă sunt topograf sau nu sunt topograf, sunt niște schițe care merg pe reprezentarea romantică, dar care ne-a dus în eroare pentru că nu sunt figurate elemente pe care noi am fi crezut că pe un plan vechi am putea să le descoperim. Adică donjonul cetății. Donjonul fiind turnul unei acest tip de fortificații. Aceste fortificații de regulă sunt cu donjon, cu turn. Aici, în acest plan, care noi credeam că din secolul XIX, nu figura niciun astfel de turn, mai mult figura acest drum realizat cu buldozerul în 1986, de nu mai dau detalii, care a distrus o bună parte din cetatea, atât dacică, cât și cea medievală. Noi ne-am apucat de lucru și împreună cu muncitori, cu angajații de pe plan local și cu studenți foarte entuziași de la Budapesta, am reușit să identificăm acel donjon. Și acel donjon este o construcție foarte impunătoare, despre care nu știam absolut nimic. L-am descoperit și el și-a arătat adevăratele
Hai să spun în imagini, atât în cursul anului 2013, cât și în 2014. Acesta este planul strategiei din cei 2 ani și planul donjonului care este conectat la această linie albastră care este traseul zidului incintei medievale. Această cavitate este cisterna, zona cisternei și tot ce vedeți aici sunt suprafețele cercetate de noi în cei 2 ani 2013-2014. Descoperirea am încercat să le facem publice și cu, hai să spunem, ziua porților deschise, în care au venit de diferite grupuri de elevi sau de adulți pentru a vedea descoperirile. Și cea mai importantă descoperire este acest donjon, care are un latul exterior de 8 metri și în interior aproape de 5 metri. Construcția este foarte, hai să spunem, distrusă. Nu s-a mai păstrat din ea decât parterul și o parte mică din etajul superior. Un etaj, nu știm câte etaje, dar presupunem că erau mai multe. Și, din păcate, și inventarul acestui donjon este foarte deranjat. El a fost, se pare, braconat într-un stil foarte barbar de căutători de comori, nu știu, în secolul XIX, chiar și XX, probabil, pentru că am descoperit și resturi care aparțin acelor perioade, dar și așa el a furnizat anumite elemente interesante. Aici sunt imagini din timpul lucrului cu muncitorii noștri și la final, când puteți vedea că turnul are undeva, e păstrat pe o înălțime de până în 5 metri, în zonele cele mai bine păstrate. Aici se vede că a zăcut foarte mult, vedeți urma aceasta, a zăcut foarte mult la un moment dat și a fost descoperit un nivel de humus putrezit undeva prin perioada premodernă. Foarte probabil de aici, din acest nivel, unde se văd mici urme al unor posibile grinzi, ele separă parterul de etaj, de primul etaj. Și o imagine la finalizarea cercetării, ce am lăsat acolo este, hai să spunem, pentru eventuala echipă de arbuși care se va cumeta sau va dori să verifice turnul și să eventual să cerceteze ce am lăsat aici, să verifice dacă am setat bine sau nu, până una alta. Ceea ce iarăși este interesant sunt cercetările de la... Aici ceva nu e regulă. Probleme tehnice. În orice caz, ne-am încercat pe lângă tot să cercetăm și o parte din platou, tocmai pentru a vedea și o organizare internă a cetății. Lăsând la o parte metri cubi foarte mult pe care am scos, i-am excavat din turn și efortul de muncă consistent, am încercat să... Da, e ok, puteți să... Dar nu vreau să le arată, am fine. Dar mergem acolo. E ce nu vreau. În regulă. Aici iarăși ne-am verificat... Asta să vedem. Ceea ce este surprinzător este că am identificat pe platoul superior locuințe, construcții de locuit care au fost amenajate cu pardoseala din mortar, din varne stins, cum zic. Și ele se văd foarte bine, chiar dacă au fost deranjate de căutători de comori prin anumite gropi sau chiar de vetele de foc pe care amatorii de picnic le-au făcut, le-au amenajat de-a lungul timpului. Dar ele oricum se văd foarte bine și acum și una din construcțiile cele mai interesante pe care am surprins-o, care datează probabil din ultimele faze, da, mergem înainte, nu mergem înainte. Da.
din ultimele faze, așa se văd acele locuințe, sunt acele urme albe de mortar, sunt așa de bine sudate încât am rupt câteva unelte de săpat în așa ceva și vedeți acest nivel de locuire final din a doua fază de piatră, despărțit de prima fază incendiată neagră, de aceea acel steril de care v-am spus, care prin amenajare, prin nivelare, a creat o orizontalitate în întreg platoul dealului, dealul arătând așa din cauza ultimei amenajări a dealului, a platoului din secolul XIV. Așa arată locuința de care v-am spus. Este o construcție care are două încăperi. Ea, dimensiunile ei sunt de 6 metri pe 3. O construcție rezonabil de mare pentru acea vreme și pentru, hai să spunem, pretențiile de atunci ale celor care locuiau în cetate. Aici sunt datele despre locuință, nu mai insist pe ea. Nu prea vrea să ne arate imaginile. Un alt unghi. Și aici o construcție care a fost suprapusă de cea pe care v-am arătat-o anterior. Este o fază intermediară între ultima locuire și, hai să spunem, debutul celei de-a doua fază de piatră. Și acum materiale roge care ne-a ajutat, de fapt, să încadrăm mai bine cetatea, cronologic cetatea și, hai să spunem, să completăm izvoarele scrise care sunt destul de limitate sau s-au păstrat mult prea puține. Știm că și noi este atestat la 1251 sau documentul care atestă prezența și numele la 1251, s-a păstrat și datează de atunci. El, de fapt, următoarea cetate este menționată abia la 100 de ani distanță, dar noi putem aduce argumente arheologice că ea a fost construită mai repede, sau cel puțin una din fazele acestei cetăți de pe deal a fost construită mai repede. O spun atât monedele care le-am descoperit în nivelul de arsură a primei faze de piatră. Aici sunt câteva piese de excepție de la Bela al IV-lea și, pe urmă, de la Ștefan al V-lea, iarăși câteva piese deosebite. Nu sunt mari, dar sunt foarte importante pentru încadrarea cronologică a acestei cetăți, apoi de la Ladislav al V-lea. Vedem, simțim o anumită, sau ne pot argumenta atât aceste piese cât și altele, ne pot argumenta că prima fază de piatră a fost construită undeva de la mijlocul secolului al XIII-lea și datează până la finalul secolului al XIII-lea, când suferă o incendiere, o distrugere masivă, iar reconstrucția ei în acea de-a doua fază de piatră are loc abia în începutul secolului al XIV-lea, undeva sub Carol Robert, probabil când Nicolae, care este menționat proprietar al cetății, și el o construiește, el este și voievod al Transilvaniei timp de 3 ani, între 1317-1319. Este un credincios al lui Carol Robert. Aici este o piesă de la Carol Robert și probabil că atunci, în calitate de voievod, el poate să ridice, are dreptul să ridice o fortificație din piatră. Ceea ce cercetarea n-a fost bogată doar în descoperiri monetare pentru o fortificație de această talie, monedele cam lipsesc. La noi cazul este mai fericit. Avem aceste piese care ne ajută la încadrarea cronologică a fortificației și la fazelor acesteia. Dar avem, în schimb, și piese de armament. Vedeți aici vârful de teci de spadă sau de cuțită de luptă. Fragmente de cuțite de luptă, fragmente de armură chiar, verici de zale, de cămașe de zale. Avem și unelte ofensive, un amnar de aprins focul, tot felul de obiecte specifice unei astfel de fortificații, pinten, portoavă, rotiță de pinten, catarame de la pinten, iarăși cu care se montau pe încălțăminte și, bineînțeles, nelipsitele bolțuri de arbaletă sau vârfuri de săgeți, într-un număr foarte mare. Cele mai multe, de fapt, domină cuiele, materiale de construcție, care sunt în jur de câteva sute. Aici avem și câteva piese, iară, de excepție din os și din bronz, care nu e altceva decât o legătură de carte, o carte destul de groasă, poate una religioasă,
o cataramă, chiar și un inel din os și, bineînțeles, câteva piese aplică din bronz argintat, o mărgică de sticlă sau o aplică din bronz și un fragment de clopot. Cu siguranță trebuie să fie avut și o mică capelă aristocratul care stăpânea cetatea. În turn a fost descoperită și un ac foarte frumos de păr cu, din bronz și un fragment de, probabil, de tolbă de săgeți din bronz cu ornamente florale. Piesa de excepție care o vedeți este un, o aplică din bronz cu un grifon dintr-un bronz foarte bine păstrat, adică are o patină splendidă și care a fost descoperit chiar în turnul Don Juan. Bineînțeles, nu are poziție arheologică clară, pentru că a fost deranjat de către căutătorii de comod, dar din fericire pentru noi nu a, a scăpat jafului și așa că ea poate fi, ea e adevărat, e într-adevăr o piesă care poate fi de copertă de monografie. Și așa arată acum platou, sau în fine, ar merita mai mult întreținut de-a lungul timpului. Don Juanul care l-am lăsat o perioadă de timp pentru a putea fi văzut, dar cel mai bine ar fi ca să fie acoperit de vreme ce este într-o poziție destul de delicată a dealului și ori riscăm accidente, ori riscăm să fie transformat într-o groapă de gunoi. Așa că, în perspectivă, îl vom acoperi. O vedere aeriană a locului unde este poziționat, observați că el este exact spre nord, deci culoarul craznei care este în această parte nu putea fi supravegheat din Don Juan decât dacă acesta avea câteva etaje bune. Adică trebuie să fi fost ceva de genul undeva la 5 etaje, cel puțin. Este o propunere de reconstituire, nu este fidelă, pentru că în urma cercetării noastre poarta, de fapt, este undeva la acest nivel. La nivelul platoului trebuie să fi fost, se urca pe o scară, de acel nu se urca prin parter. Ar fi fost imposibil, de altfel, prin poziția sa. Și pentru a putea supraveghea, trebuie să fie avut măcar înălțimea respectivă de 16-17 metri. Și cu această propunere vă mulțumesc pe protecție și dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție oricând.